spuneți câteva dintre cele mai importante lucrări pe care le veți efectua pe podul Prieteniei. Momentan noi am făcut numai reparație provizorie, pe care trebuie să fie un trafic mai fluent, pe care lucrul care facem acum trebuie refresa în momentul în care ne apucăm, pentru că așteptăm momentul când ne transmită autorizația de construcție. Eu cred în ceva de zile ne-au promis că ne dau, e dăm un drum, ne dăm un drum la lucru. Până acum facem numai întreținere, pentru multe au făcut, adică fost multe reclamații că postul a fost cu mare grople, multe, atunci noi ne-am ocupat de reparații pentru trafic, atent. Știu că va fi schimbat tot. Total. Adică totul plateajul de la podul vine schimbat. Sistemul pe care ne-am studiat-o, pe jumătate de pod se lucrează, se scoate afară dale vechie, se repune aia nouă, cu sistemul nostru unde am făcut un proiect. Rămâne jumătate de cala pe care traficul nu poate să le oprim totale. Atunci se fie trafic numai pe o cala, cu semafore, cu totul, semnalizare, tot se fie sigur probleme de trafic, adică se fie un trafic lent în momentul în care se lucra pe o cala. Văd că deja ați lucrat și la, ați scos bordurile, vor fi înlocuite. Bordure, și, noi, și partea metalică va fi înlocuită. Da, tot. Practic totul asta, parapetul metalic viene schimbat, nu schimbat nou, se sablează, se repune la condiție, pentru că multul din el, un 50% e distrut. Le facem o parte metalică nouă, după sablare se fie revopsit-o ca lume, adică cu vopsea specială pe care durează mai multe ani. Știu că sunteți în negocieri cu cei de la CFR, s-a mai rezolvat ceva? Da, asta e momentul în care noi lucrăm în proximitate de spațiu ei, CFR, trebuie să avem un acord reciproc pe care ne trebuie colaborare, adică anumite condiții trebuie respectare de securitate, de siguranță și materiale care nu cade pe parte de CFR, ma totul se rezolvă, nu e nicio problemă asta. Să-mi spuneți numele complet, vă rog. Numele meu? Eu mă numesc Adriano Schiatena, sunt responsabil de firma. Trebuie să ne ocupăm cel mai repede, pentru că timpul e scurt și vrei să lucra ca lumea. Va fi vreo zi în care va fi închis traficul complet? Complet, cred, anumite ore, nu totale. Pentru momente în care utilajele speciale care vin din Italia acum trebuie mutare probabil de o parte la altă, atunci înseamnă că anumite ore trebuie se opreste traficul pentru mutare utilaje. Utilaje un pic particular. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc! Poate merge cu viteza mai mare, practic, nu? Da, ce era aici? E un disastru. Cauza de petroasă a scoasă pe gură și gură de scurcere, de pe tot, simt toată împlântă cu materiale care nu lasă. Nu mai mergem pe acolo, nu? Nu.